Să dăm cinste cuvântului și voi citi câteva versete din Isaia, capitolul 56, versetul 9, 10, 11 și 12, mustrări și mângâieri. Dacă aveți cuvântul lui Dumnezeu, haideți să deschidem împreună. Veniți toate fiarele de pe câmp, veniți de mâncați toate fiarele din pădure, toți păzitorii lui sunt orbi fără pricepere, toți sunt niște câini muți care nu pot să latre, aiurează, stau tolăniți și le place să doarmă. Totuși, sunt niște câini lacomi care nu se mai satură, sunt niște păstori care nu pot pricepe nimic, toți își văd de calea lor, fiecare umblă după folosul lui, fără abatere. Veniți, zic ei, am să caut vin și ne vom îmbăta cu băuturi tari, mâine vom face tot ca azi, ba încă și mai rău. Amin. Haideți să luăm loc cei care sunteți în locul acesta. Dragii mei frați și surori, aș putea să vă spun că mă bucur că sunt în locul acesta. Și de ce? Pentru că am mai avut încă 3 invitații. Să mergem la niște biserici și am spus, Doamne, te rog să lași Tu călăuzirea de sus, căci atunci când Dumnezeu călăuzește un om, acel lucru este călăuzit de Dumnezeu. Amin. Și cred că în seara aceasta eu, personal, ca om, am fost călăuzit de Dumnezeu. Dragii mei, în seara aceasta suntem în această casă de rugăciune și aș dori să vorbesc câteva cuvinte, așa cum s-au deschis în Scriptură. Am stat și m-am gândit în starea aceasta a poporului, cum este starea poporului și m-am gândit un lucru. Dumneavoastră știți căci în vremea aceasta starea poporului nu este bună? Sau credeți că dacă este cântări care noi spunem că este har, adică să fie acompaniate de orgă sau de alte instrumente, credeți că cântarea poate da har doar dacă cânți numai tare? Credeți dacă eu predic din față sau dau un îndemn și dacă vorbesc mai tare, credeți că ăsta este har? Credeți dacă venim în casa lui Dumnezeu și ne rugăm poate mai tare, cu o voce mai tare, credeți că acesta este har? Dragii mei, harul care îl dă Dumnezeu peste noi este atunci când fii în casa lui Dumnezeu, îți pleci genunchii și lacrimile nu se mai opresc să curgă. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta ne spune astfel: toți păzitorii lui sunt orbi. Cu părere de rău spun lucrurile acestea în seara aceasta. Mulți dintre noi, tineri, bătrâni, nu mai vedem păcatul. Mergem, dragii mei, pe lucrurile care ni se pun în față, nu mai cercetăm, nu mai vedem dacă e bun, dacă e rău, mergem înainte. Dragii mei, în seara aceasta, Dumnezeu ne spune un cuvânt. Fii atent! Și spune și în Apocalipsa, tu nu vezi că ești orb și nu mai vezi. Dragii mei, în seara aceasta, dacă suntem mai puțin, haideți să ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima. Amin. Dacă credem că lucrul acela este rău, hai să spunem, este rău pe lume. În vremea din astăzi, ne obișnuim să spunem rău e bine. În ziua de astăzi, dragii mei, este o zi când trebuie să ne cercetăm tineri și bătrâni să vedem în ce stare suntem. Eu pot să predic, tu poți să cânți, dar tu știi că eu pot să predic
așa doar din gura firește și de Dumnezeu să nu fie primit? Dumneavoastră știți că rugăciunea ta și a mea pot să fie o sândă înaintea lui Dumnezeu? Știți de ce? Pentru că venim cu păcatul în casa lui Dumnezeu care ne apasă. Și atunci când păcatul ne apasă în fața lui Dumnezeu, rugăciunea este considerată o sândă. Ascultați-mă ce spun, dragii mei. O spun un lucru. Era un frate, fratele Dorin cântă la acordeon. Era un frate care a cântat, acum nu știu dacă mai cântă, 20 de ani la acordeon. Și merge la un loc într-o seară și spune Duhul Sfânt așa: bărbatule, când vei cânta și pentru mine? Și cred că spunea acel frate care cânta la acordeon: Doamne, dar cum eu cânt de 20 de ani și Tu nu mă cunoști? Dumnezeu nu te cunoaște! Dacă vii în fața lui Dumnezeu și aduci o jertfă neplăcută în seara aceasta, Dumnezeu, să ai milă de noi, să ne ierte, să ne curățească, să ne înfioreze în seara aceasta și să ne simțim păcătoși, să ne simțim în fața lui Dumnezeu că suntem niște oameni necurați. Și atunci când suntem înaintea lui Dumnezeu, niște oameni în umilință, Dumnezeu vine și te ridică. Dar dacă stai acolo îngânfat, cu mândria pe spate, că tu ești mare predicator, că tu ești mare prolog, că tu ești mare cântăreț, nimic nu se va întâmpla. Ascultă-mă bine ce zic în seara aceasta. Vă spun sincer, trebuia să fie în altă parte, dar Dumnezeul Cerului m-a trimis în locul acesta și nu știu de ce m-a trimis. Simte Dumnezeu în locul acesta, slăvit să fie Domnul. Toți păzitorii Lui sunt orbi, fără pricepere. Dragii mei, am deschis cuvântul numele Domnului și am zis: Doamne, dăm un cuvânt, că era un cuvânt pregătit. Și Dumnezeu a lăsat acest cuvânt din Isaia. În vremea aceasta, haideți să ne gândim ce pricepere avem. Nu știu dacă mai sunt tineri care să ceară pricepere duhovnicească. Toți cer pricepere pământească. Doamne, ajută-mă să am pricepere să fac asta, aceasta. Doamne, ajută-mă să fiu bun la facultate. Ajută-mă să iau bacul. Și nu este rău să cerem pricepere. Dar este o problemă aici. Este o problemă gravă. Problema aceasta este că noi nu mai cerem pricepere duhovnicească să judecăm și să mergem pe latura aceasta duhovnicească, dragii mei, cu pricepere. Să ne gândim că lucrurile și în stare care sunt în momentul acesta nu este o stare bună, nu este o stare plăcută înaintea lui Dumnezeu. În seara aceasta Dumnezeu să ne ajute să putem să ne întoarcem înaintea Sa. Uitați cuvântul lui Dumnezeu. Sunt niște câini muți care nu pot să latre. Am făcut o paralelă în seara aceasta, dragii mei. Și am spus așa: în vremea aceasta bisericile din tot locul nu mai au vlagă la rugăciune. Fiindcă un pasaj din Scriptură spune astfel: cineva le mănâncă puterea. Cine să mănâncă, dragul meu, tânăr, puterea în vremea aceasta? Cine să mănâncă, dragul meu, frate mai în vârstă sau soră mai în vârstă, puterea? Este cineva care ne mănâncă puterea, ne suge toată vlaga. În seara aceasta să ne cercetăm, dragii mei, să vedem care este puterea satanei și să ne ajute Dumnezeu să ne îndepărtăm de acolo. Amin. Că suntem obișnuiți, dragii mei, spun cu durere în inimă, atunci când noi, și spunea și cuvântul lui Dumnezeu, să fugi de poftele tinereții, să fugi de păcat. Dar problema este alta. Păcatul este în fața fratelui Dorin. Și noi, în loc să fugim în partea asta, alaltă, și ce facem? Fugim către păcat. Deci fugim spre el. Spre păcat. În loc să fugim încolo de păcat, ne fugim spre păcat. În seara aceasta, dragii mei, Dumnezeu să ne ajute
să fim atenți în vremea aceasta și să avem o stare de rugăciune, o stare în care Dumnezeu să se bucure de biserică, să se bucure de noi, să se bucure de familiile noastre. Asta este gândul meu în seara aceasta. Voi fi scurt. Voi fi scurt, dar în cuvintele acestea doresc să înțelegem foarte bine, dragii mei, că nu este de joacă cu Dumnezeu. Nu este de joacă cu Dumnezeu. Un alt cuvânt, de aceea spune versetul acesta nouă, și le place să doarmă. În vremea aceasta, dragii mei, ne place să dormim. Lăsăm păstorii, lăsăm prezbiterii, lăsăm diaconii, lăsăm slujitorii ca ei să-și facă parte. Adică el trebuie să steie la adunare, el trebuie să slujească și mi-am pus întrebarea, Doamne, întărește toți păstorii, toți prezbiterii, toți diaconii, toți slujitorii care sunt în casa ta, întărește-i. Știți că este o altă categorie care dorm în casa lui Dumnezeu și nu le pasă nimic? Poate, dragul meu, slujitorul din casa lui Dumnezeu duce niște lupte mari și tu nici nu te rogi pentru el și mai bine spui, așa i-a trebuit că-i merge rău. Dar dumneavoastră știți că Satana luptă fața slujitorilor și doresc să-i dărâme? Dumneavoastră credeți că slujitorii duc așa o luptă bună? Adică n-au nimic, n-au probleme, n-au greutăți, n-au încercări? Dragii mei, vreau să vă spun ca slujitor, și eu și cei care sunt și în seara aceasta slujitori, vreau să vă spun că sunt într-o luptă continuă. Poate ție nici nu-ți pasă că el se luptă. Poate ție nici nu-ți pasă că el se străduiește să vină, să vină să slujească lui Dumnezeu. Nu-i pasă. În seara aceasta Dumnezeu să ne facă conștienți și să ne pese, dragii mei, să ne rugăm, să stăruim, să ne căutăm pe Dumnezeu. Nu doar să spunem ce-mi pasă de slujitori, lasă că îți face parte, dar tu ce faci, dragul meu, în casa lui Dumnezeu? Stai și dormi și spui, Doamne, vorbește, Doamne, lucrează, dar Dumnezeu cum să lucreze dacă eu și tu, dragul meu, nu facem nimic, stăm și dormim, stăm degeaba și nu facem niciun lucru, credeți că vom primi o răsplată la urmă? Eu mă îndoiesc de lucrul acesta. Dumnezeu să ne ajute și să ne ridice în seara aceasta. Amin. Și să ne dea putere. Uitați, dragii mei, spune versetul 11, totuși sunt niște câini la lacom care nu se mai satură, nu se satură. În vremea aceasta nu ne mai săturăm, este adevărat și noi ca tine vrem să ne construim o casă, vrem să ne cumpărăm o mașină, vrem să avem unele lucruri. Dar uitați, dragii mei, sunt unele persoane, poate nu este cazul aici în biserica dumneavoastră, dar a fost în alte biserici foarte mari. Și vreau să vă spun, dragii mei, un lucru foarte important. Își construiesc nu case, palate. Și cântăm o cântare, am o colibă pe pământ, ce colibă ai, dragul meu? Eu te întreb să ne cu toată îndrăzneala. Ce colibă ai? Cum să mai cânti cântarea aia? Mai ai puterea să cânti? Când ai vină mai vină, când ai vină mai casa, că ai, nu știu, stai iar într-o cameră. Că așa sunt unii. Au 4 etaje și stau într-o cameră. Dragii mei, nu spun că este rău, dar haideți să cerem pricepere înaintea lui Dumnezeu. Și să fim cu pricepere, să ne întâlnim cu pricepere înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne ajute să vin să fie Domnul. Uitați, Dumnezeu să ne ajute în seara aceasta să ne trezim cu toții. Și atunci când ne vom trezi, nu vom mai fi lacom. Poate ai un serviciu care nu e, să spun așa, mii de euro, că nu există în țară, poate există la patron cei care sunt mai mari. Dar dacă te vei mulțumi în seara aceasta, dragul meu, ascultă-mă bine, cu puținul care îl ai, Dumnezeu te va binecuvânta, Dumnezeu va da mai mult, că el are habare, care nu are începute. Avem un Dumnezeu care este puternic, dragii mei, de ce în seara aceasta? Și eu ca tine și tu, drag,
aici în zona Suceavei mei. S-a rugat de 3 zile, Doamne, adu-mi în casa mea niște oameni care să-mi aduc o bucată de pâine. Deci copiii mei mici, ale copii mici, nu aveau ce să mănânce. De 3 zile au fost în casa acei mei. Când am pășit în casa aceea, vreau să vă spun cu lacrimi în ochi. A început mama să plângă și să spună, mulțumesc Domnului că copiii mei au pâine să mănânce. Și în seara aceasta, dragul meu, tu vrei mai mult, vrei mai mult, vrei mai mult. Dar nu clădești nimic în cer, nu faci nimic în cer, nu faci nimic, dragul meu, și pe momentul acesta clădești, clădești, dar nu te gândești că la urmă totul va arde și nu va fi nimic. În seara aceasta, Dumnezeu să ne trezească. Slăvit să fie Domnul! Amin. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 12. Mâine vom face tot ca azi, ba încă și mai rău. Sunt unii dintre frați și în ziua de astăzi, în care nu se recunosc, nu vor să-și recunoască păcatul, nu vor să-și recunoască stare de păcat și umblă păcat. Azi umblă într-un păcat, mâine în alt păcat, păi mâine în alt păcat, dragul meu, și păcatele se adună și apoi te simți că ești mai bun ca celălalt, că ești mai bun ca celălalt și nu te recunoști și te faci din zi în zi mai rău. În seara aceasta, dragul meu, haideți să ne gândim dacă suntem niște oameni răi, haideți să ne trezim, dacă suntem niște oameni care dormim, haideți să ne trezim și voi, dragi tineri, haideți să ne trezim la o viață nouă, la pocăință nouă, la o viață care să ne rugăm înainte lui Dumnezeu, în stăruință, în post, în rugăciune, o viață care să urmăm pe Dumnezeu din toată inima, gândindu-ne că la urmă vom vedea veșnicia. Îmi doresc așa de mult, dragii mei, să ajung acolo în cerul să mă întâlnesc cu Dumnezeu meu, care și astăzi mă ajută, care și astăzi mă ajută și-mi dă putere. Tu nu vrei, dragul meu, să te întâlnești cu Dumnezeu? Tu, drag slujitor, tu, frate și soră, nu vrei să te întâlnești cu Dumnezeu? Stau și mă gândesc ca tânăr. Alții se gândesc să-și construiască, să-și facă. Nu pot spune că Dumnezeu nu m-a binecuvântat, sunt binecuvântat. Dar vreau să vă spun, dragii mei, căci sunt unii tineri care se gândesc, trebuie să cumpăr mașină, trebuie să-mi fac casă, trebuie să am condiții. Și tineri ziua de astăzi, cu durere, spun, dragii mei, lasă pocăința deoparte și spun, mergi cu cest 3, 5, 10 ani în Anglia, în Italia, în America, își fac case și spun, eu personal îl voi sluji la bătrânețe, dar dacă dragul meu tânăr te ia Dumnezeu la 30 de ani și tu nu ești pocăit și poți să ai botezul, da, poți să ai botezul, dar dacă nu ești cu pecetă Duhului Sfânt care Dumnezeu te-a dat să te îmbrece, cum poți să mergi în rai? În seara aceasta este o seară de trezire pentru noi. Dumnezeu să ne ajute să ne trezim, dragă biserică, în locul acesta. Dumnezeu să ne ajute, dragi tine, dragi frați și surori, să ne ajute Dumnezeu să ne trezim la o viață nouă, la o pocăință sfântă, la o viață care să-L slujim pe Dumnezeu cu ce avem. Cu ce avem, dragii mei, alții, frații noștri mai de mult, vindeau vacă, vindeau case, să cumpere o scriptură. Și noi astăzi nu mai citim scripturile. Cumpărăm Biblie după Biblie, cât mai de lux, cât mai mari. Și spunem, iau Biblia asta și o să citesc. Apoi cumpere altă Biblie. Spui că iar începe la Genesa. Știi când întrebe cineva, tu ai început acum câteva luni Genesa. Și îl întreb, eu unde ești? Tot la Genesa. Dar cum, dragul meu? Încep cu Genesa și termin cu Genesa? Dragii mei, haideți să ne trezim. Dumnezeu să ne binecuvinteze, mă opresc aici. Doresc ca cuvintele acestea să fie în viața noastră din seara aceasta o ridicare. Și pentru mine, și pentru tine, dragul meu, că numai, nu numai eu vreau să ajung în rai, și tu vrei să ajungi în rai, și tu te lupți, și eu mă lupt, și frații se luptă. Haideți să ne luptăm cu toții.
viață care să-L caute pe Dumnezeu, cu o viață sfântă, Dumnezeu să lase pocăință, Dumnezeu să lase smerenie, Dumnezeu să ridice biserica din locul acesta. Amin. Și Dumnezeu să vă întărească, dragii mei. Slăvit să fie Domnul, mă opresc aici. Mă opresc aici, dragii mei. Și doresc să rămânem lângă Dumnezeu. Să slujim pe Dumnezeu. Și să-mi slujim pe cel care într-o zi ne va da cu mura. Amin.